Primul pompier tratat în străinătate după exploziile de la Crevedia a revenit în țară, în noaptea de marți spre miercuri din Austria. Radu are 28 de ani și este din București. Alți 11 pacienți răniți în același eveniment sunt încă tratați în străinătate. L-am întâmpinat în această noapte pe tânărul nostru pompier, întors acasă după tratamentul medical în străinătate. M-am bucurat că starea lui de sănătate este bună și va putea să revină la viața normală în scurt timp. I-am mulțumit pentru curaj și pentru că împreună cu colegii săi au intervenit să-și salveze semenii și să securizeze zona afectată de exploziile puternice. Avem vești bune și despre ceilalți doi români tratați în Austria. Pe ei și pe toți românii noștri pompieri și civili îngrijiți acum în unități medicale din străinătate, îi așteptăm cu bine acasă, a afirmat premierul Marcel Ciolacu citat într-un comunicat de presă transmis de către guvern. Într-o postare pe Facebook, premierul a mulțumit pompierilor care în noaptea tragediei de la Crevedia au salvat multe vieți. Bine ai revenit acasă, Radu. Potrivit executivului, în prezent 11 pacienți cu arson mai sunt tratați în unitățile medicale din afara țării. În Belgia, 2 pacienți. În Italia, 2 pacienți. Austria, 2 pacienți. Germania, 4 pacienți și Norvegia, un pacient. În condițiile în care la scurt timp după producerea exploziilor a fost activat mecanismul european de protecție civilă pentru transferul persoanelor rănite în exploziile de la Crevedia în unități medicale din străinătate. Guvernul precizează că pacienții tratați în unitățile medicale din străinătate, precum și cei tratați în spitale din România, pot fi însoțiți de membri ai familiei. Aceștia vor primi sprijin financiar pentru a le putea fi alături răniților pe perioada spitalizării, potrivit deciziilor stabilite în ședința de guvern din 31 august 2020. 2023. Ministrul Sănătății Alexandru Rafil a anunțat marți seara că pompierul care s-a recuperat vine în țară cu un avion de linie, relatează digi24.ro.